Poli intră de sâmbătă în primul cantonament al iernii. Alvioleții se vor pregăti la Timișoara sub comanda lui Zeli Koboljevici. Sârbul a revenit în staful tehnic al bănățenilor, unde a mai activat în 2010 alături de Vladimir Petrovici. Stagiul de la Debrecen a fost anulat. Am renunțat la Debrecen pentru că am preferat să mergem la acel turneu în Spania. Era mult mai important să fim acolo în Spania și să stăm mai multe zile. Stăm 17 zile în Spania. Deci nu e vorba că n-am avut bani. În Spania sunt și terenurile care sunt un avantaj pentru noi. Vedeți și noastră ce este afară în acest moment, nu cred că ne ajută. Poli va sta între 1 și 17 februarie în Spania, acolo unde va participa la Marbella Cup. Alături de alte 7 echipe, Rubin Kazan, Lech Poznan, ŠSKA Moscova și Dinamo Kiev, sunt doar câțiva dintre posibili adversari ai timișorenilor. Alături de cele 3 meciuri din cadrul turneului, alvioleții vor mai disputa un amical. Suntem în discuții cu cei de la Spartak Moscova și așteptăm tot în aceste zile o confirmare. Dacă nu vom alege un alt adversar, dar ne interesează un meci cu Spartak Moscova. Chiar dacă merge în Spania, Poli nu stă strălucit la capitolul finanțe. Viitorul echipei depinde încă de banii de la oficialități. Dacă nu vom fi sprijiniți cât mai repede de Consiliul Județean și Primărie, așa cum a fost discuția în decembrie, da, vom avea probleme.